Magistrații Curții de Apel Craiova i-au suspendat medicului Liliana Crăciun dreptul de a mai profesta timp de un an, iar în caz contrar, aceasta va avea din nou probleme cu legea. Conducerea Spitalului de Urgență din Târgu Jiu a dispus suspendarea contractului de muncă pe care medicul l-a încheiat cu unitatea medicală. În urma dispoziției emise de instanța de judecată, doamnei doctor Crăciun i-a fost suspendat dreptul de a își mai practica profesia în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pentru o perioadă de un an. Drept pentru care și noi ne-am conformat sentinței respective, astfel încât pentru o perioadă de un an avem cu un medic mai puțin la unitatea de primiri urgențe. Managerul spitalului Tiberiu Tătaru a declarat că pentru ocuparea postului lăsat vacant de medicul Crăciun se va organiza un concurs, deoarece în prezent au mai rămas doar 4 medici pe unitatea de primiri urgențe. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu caută în permanență specialiști pe care să-i aducă în cadrul nostru și în ceea ce privește unitatea de primiri urgențe, chiar în perioada imediat următoare, o să fie scos la concurs un post care eu sper să se și ocupe. Totuși, în aceste condiții, actualmente avem un număr de 4 medici în acest serviciu care își desfășoară activitatea cu mai multă greutate, dar activitatea este derulată normal, pacienții sunt tratați corespunzător, fără să punem probleme de funcționalitate a serviciului. Medicul Liliana Crăciun a fost judecată pentru ucidere din culpă, fiind condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare. Curtea de apel Craiova s-a pronunțat definitiv și în cazul procesului pentru suspendarea dreptului de practică, iar magistrații au dispus ca medicul să nu mai aibă dreptul de a profesa pe o perioadă de 12 luni.